Bucovina Rădăuți a deschis scorul în minutul 30 la capătul unui contraatac finalizat de Stoian. Oaspeții și-au dublat avantajul până la pauză printr-un gol marcat de Ungurianu. Stoian, din nou, și forții s-au majorat și mai mult diferența cu două goluri marcate în primele 10 minute ale reprizei secunde. Scorul final 0-5 a fost stabilit în prelungirile întâlnirii de juniorul Ichim. În celelalte meciuri din cadrul etapei a 13-a în seria 1 a Ligii a 3-a s-au mai înregistrat următoarele rezultate. Dante Botoșani, Ciahlăul Piatra Neamț 0-0, Hușana Huș, CSM Bacău 3-0, Foresta Suceava, Sporting Vaslui 2-1 și Știința Miroslava, CSM Pașcani 2-1. Următoarea etapă, penultima din acest an, programează meciurile Bucovina Rădăuți, Știința Miroslava și Ciahlăul Piatra Neamț, Șomuz Fălticeni.